Suntem în legătură directă cu fratele lui Radu Mazăre, Mihai Mazăre. Bună seara, domnule Mazăre! Bună seara, domnule Gâdea, bună seara invitaților dumneavoastră, dacă sunt, și telespectatorilor. Înainte de toate, vreau să vă întreb dacă ați reușit să vorbiți astăzi cu fratele dumneavoastră, cu Radu Mazăre. Da, să știți că am vorbit astăzi, în după amiaza aceasta, în jurul orei 4, mi-a dat un telefon, nu știam că o să mă sune, mi-a luat prin surprindere și am reușit să vorbesc cu el. Chiar am vorbit vreo 20-25 de minute. Ce stare de spirit are? Și starea lui de spirit m-a surprins. Recunosc că eu, dacă aș fi fost în situația și în poziția lui, n-aș fi avut o stare de spirit așa bună și un tonus atât de bun precum le-a avut el la telefon. Sigur, a fost și o situație cu emoție, cărcată și emoțional și sentimental foarte mult între noi doi, pentru că nu ne-am mai văzut din luna ianuarie acestui an, iar de vorbit la telefon n-am mai vorbit de vreo 5 zile, de ultima oară când era el în Madagascar, în acea închisoare teribilă. Dar dincolo de partea asta sentimentală și emotivă, firească pentru o familie, avea o stare foarte bună. Ați comunicat cumva despre ce crede despre această operațiune de arestare și extrădare? Madagascarul nu are un tratat de extrădare cu România. Cu toate astea, s-a întâmplat să vedem această extrădare fulger. În câteva zile, un lucru fără precedent, toate celelalte extrădări care s-au făcut de-a lungul timpului au durat luni de zile, uneori peste un an de zile. În cazul acesta, lucrurile se întâmplă extrem, extrem de repede. A comunicat ceva despre acest lucru? V-a dat vreo informație sau vreo impresie sau vreo suspiciune? Haideți să vă spun, în primul rând, el și-a exprimat o totală nedumerire despre ceea ce se întâmplă în România din momentul în care a pășit pe scara avionului să coboare în aeroport. Și m-a întrebat foarte, foarte nedumerit din ce motiv este atât de multă agitație, așa mare dinamică și expunere către public și către mass media la acest nivel ridicat. Pentru că îmi spunea el, în toate locațiile în care a ajuns din România, la penitenciar, astăzi la Înalta Curte, în aeroport, spre exemplu, era foarte, foarte bine păzit de unități de forțe speciale. Erau luptători cu armament, cu dotările de rigoare. Și nu înțelegea care este motivul. Este el un pericol pentru alții sau cumva poate se află el în pericol? Acum eu ce să vă spun? N-am știut să-i răspund exact care este motivul pentru care el este înconjurat de trupe speciale și de mașini de intervenție când este transportat dintr-o locație în altă. E adevărat că nu se poate reproșa nimic polițiștilor sau ofițerilor care au fost implicați în această operațiune, dar omul, pe bună dreptate, nu înțelegea care este statutul lui. Este terorist, este traficant, cel mai mare traficant, nu înțelegea de ce este o asemenea comasare de forțe. Care a fost exact perioada? Nu am știut să-i răspund. Care a fost exact perioada în care Radu Mazăre a stat nestingherit în Madagascar? Cât a stat exact? Păi din momentul în care el a decis să plece din România și lucrul ăsta s-a întâmplat în decembrie, acum un an și 4 luni de zile, a urmat un an în care a stat nestingherit și aceste 2, 3 luni, 4 luni de la începutul anului în care suntem acum. 2019. Am văzut mai devreme o fotografie și sunt și alte fotografii cu vizita dumneavoastră, întregii familii în Madagascar. Când ați fost de mai multe ori, ați fost o singură dată, când ați fost ultima dată și cât de sigur era la momentul respectiv că nu va fi extradat? Domnul Gâdea, să știți că noi mergem în Madagascar din anul 2011-2012. Eu am avut multe călătorii în Madagascar, inclusiv când nu ne trecea nici prin cap și nici prin gând că acolo am putea realiza o dezvoltare turistică. Acum, ultima oară când am fost eu în Madagascar, v-am spus, a fost în luna ianuarie a acestui an, când într-adevăr nu se punea problema unei extrădări.
Adică la nivel local unde se afla Radu Mazăre, în niciun caz nu exista vreun indiciu că ar urma să se întâmple așa ceva. Vedem acum fotografii cu familia în Madagascar, chiar cu mama dumneavoastră. Ce stare de spirit are mama? Îmi imaginez că a urmărit toate aceste evenimente cu sufletul la gură. Ce stare de spirit are? Da, să știți că v-ați imaginat bine. Mama este un fidel și fin urmăritor al emisiunilor și știrilor și informațiilor de pe televiziuni. Noi chiar îi reproșăm că face lucrul ăsta în exces, dar mama este o femeie luptătoare, este o femeie puternică și se ține foarte bine, să știți. Deci, în momentul de față, vă rog. Mai ales că noi și familia și inclusiv mama și inclusiv Radu nu suntem prima oară când trecem prin astfel de momente grele. Noi am început lupta cu statul de drept încă din anul 2005, când președintele Băsescu l-a luat atunci țintă DNA, l-a indicat pe Radu Mazăre ca fiind țintă DNA și a început represiunea. Radu Mazăre a mai fost arestat, acum câțiva ani a stat și în arestul poliției, a fost de multe ori chemat la DNA, are dosare făcute în lucru în diverse stadii în instanțe. Mama dumneavoastră este acum acasă cu dumneavoastră? Este acasă, da, nu este chiar lângă mine, dar este în același imobil în care sunt și eu.